Salut, suntem în Dragutel la gadget.ro, sunt la standul Qualcomm de la Mobile World Congress Barcelona 2017 și îl avem în față pe LG V20. Primul smartphone cu Android 7.0 Nougat, prezentat parcă în septembrie 2016. Nu am avut ocazia să-l testez, de aceea m-am gândit că merită să-i facem un scurt hands-on. S-ar putea să-l vedem cât de curând, de fapt cred că a ajuns pe canal oficial și în țara noastră, nu l-am văzut la operatorii de telefonie mobilă încă. LG V20 aduce camera duală cu diferite unghiuri pentru un plus de polivalență în raport cu concurența directă. Avem un dublu LED flash, citorul de amprentă poziționat pe spate. Avem ecranul secundar deasupra celui principal, un ecran ce este permanent activ și îți afișează notificările. Android 7.0 Nougat. Da. Patch-ul de securitate a rămas la nivelul septembrie. Dar cine știe, poate acest un sample nu a primit un update mai nou de firmware. Controle de tip touch buttons la bază. Este un phablet interesant. A fost, cred că, cel mai puternic phablet al sudcoreanilor, dar între timp a venit LG G6, tot pe un display mare. În lateral dreapta se observă o tastă dedicată pentru camera foto, cred. Da, butonul de power este cel care are cititorul de amprentă. La bază avem portul USB Type-C și jack-urile 3.5 plus difuzorul smartphone-ului. În lateral stânga, reglarea volumului. Cam atât despre LG V20 la prima vedere. Un phablet care pot spune că s-a lăsat așteptat în țara noastră. LG ar fi putut beneficia de acest produs dacă venea cumva în ultimul trimestru din anul trecut. Vă mulțumesc pentru atenție, o zi cât mai frumoasă, la revedere!